dimineața și bine ați venit și revenit pe canalul Roxana Stoleru, ziua 22 de Vlogmas. Wow! Chiar zboară timpul. Mă uitam ieri la un Vlogmas pe care l-am filmat la expoziția Yayoi Kasama. Aki se aude sus, nu știam de ce se aude un lătrat. Și am văzut că era ziua 3 de vlog, mă zic, wow, deja a zburat timpul, da, asta este. Astăzi vom face sarmale, deja am început să pregătesc compoziția, o să vă las după ce am făcut. Urmează mai departe să prăjești ceapa și cu, să călești ceapa și cu, să adaug sosul, pasta de tomate, apoi să le amestecăm pe toate împreună și când vin restul familiei, vine restul familiei acasă, ne vom ocupa împreună să le rulăm, să le împachetăm. Este o activitate cu atât mai frumoasă când este făcută în familie și devine mai plăcută că mai avem mai puține de înfășurat. Da, așa că țineți aproape, este o zi înorată sau se norează din ce în ce mai mult pentru că mai devreme era un pic de soare, dar văd că s-a dus. Noi nimic, noi rămânem aici pe metereze să vă arătăm cum decurg zilele noastre premergătoare Crăciunului și în continuare vă mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase la care încerc să răspund în totalitate și așa parcă încep să cunosc din ce în ce mai bine comunitatea care s-a format în jurul canalului și vă mulțumesc pentru asta și sper ca toți să aveți o zi frumoasă! Cererea publicului, astăzi vom pregăti sarmalele și am pus aici, o să fac compoziția înainte și diseară sper ca toată lumea să participe la îmbrăcatul sarmalelor, rulatul lor. Deci avem carnea de porc, sunt 2 kg carne de porc tocată și am pus un amestec de condimente la ochi. Cred că nu mai mult de jumătate de linguriță din asta. Am pus paprika, amestecul ăsta pentru guacamole. M-am uitat ce conține, deci are un pic de coriandru, sare, scrie foarte mic, nici nu văd, ceapă, piper, mă rog, deci astea două care le pun la aproape orice, cu usturoi și ardei copt și asta cu, asta este un pic iute, dar nu foarte și oricum am pus puțin, bazilic, oregano și roșii și asta care este pentru, spun ei, pentru royal steak, la fel, m-am uitat să văd ce conține, ceapă, usturoi, piper negru, sare de mare, coriandru, paprika, ardei iute și un pic de cinnamon. Dar, cum spuneam, foarte puțin și oricum la cantitatea asta de 2 kg, chiar dacă are un pic de iuțeală, nu se simte foarte mult. Da, și o să amestec asta, o să călesc, cred că vreo 4 cepe, cu o lingură de pastă de roșii și cam asta e tot, nu pun orez.
O să pun mai multă apă și țineți aproape ca să vedeți rețeta noastră de sarmale cu un foi de varză. Poate că chiar o să mai adaug niște condimente, că e cantitatea destul de mare de carne. Am mai pus câteva condimente, paprika în special și royal steak cu acela, pentru royal steak, mă rog, și piper. Și o să mai adăugăm niște sare din aceasta cu dragoste, care are petale de trandafiri înăuntru. Continuăm să amestecăm și cred că dragostea este ingredientul principal. Trebuie să amestecăm totul așa mindful și cu multă dragoste și să ne gândim că să mâncăm împreună cu cei dragi sarmalele astea și atunci cu siguranță vor ieși grozave. Am adăugat și două pahare de apă rece și amestecăm bine, carnea o să devină mai pufoasă și condimentele o să se pătrundă și mai bine cu ea. Uitați-vă cum o să arată. Și apoi urmează să punem și ceapa călită cu sosul de roșii, dar mai întâi o să amestecăm bine, să incorporăm apa și condimentele cu carnea. Ceapa s-a călit și acum o să adaug pasta aceasta de roșii pe care am amestecat-o cu foarte puțină apă să pot să o torn bine de tot. Și apoi după ce se răcește amestecul o să-l pun peste carnea tocată care este cu condimentele aici. Așa arată ceapa după ce am pus pasta de tomate. O mai lăsăm un pic să se mai gătească. Poate că o să adaug și jumătate de pahar de apă ca să și-o lăsăm apoi să scadă. Am pus 3 cepe mari și cred că au fost un pic cam multe pentru cantitatea de carne, dar e ok. Până la urmă, cred că o să-i dea un gust bun. Cum am spus, i-am pus un pic de apă, cam 3 sferturi de pahar și o lăsăm să scadă și apoi, după ce se răcește, o amestecăm cu carnea tocată și condimentele. Aki așteaptă și el să se facă sarmalele, nu-i așa, Aki? Isa a venit acasă și mă ajută acum să terminăm amestecul de pentru sarmale, toarnă sosul de ceapă cu pasta de tomate peste de roșii, carne. Nu? Da. Și acum o să amestece cu mâna, nu? A, da. A, da. E mai ușor. Da. A zis că trebuie să se spele pe mâini dacă o să fac amestecul cu mâna. Foarte frumos, foarte igienic. Așa, că... Așa, da, suntem la operație acum. Să te ajut să țin un pic de bol. Trebuia, eu cum fac, nu murdăresc exact ambele mâini. Miroase foarte bine sosul de roșii. Credeam că o să fie prea mult, dar uite că a fost ok. Inițial vreau să pun 4 cepe. Până la urmă am pus doar 3, că erau destul de mari. Și chiar și 3 mi se părea mult, dar uite că e ok, nu e mult. Și aș fi putut să tai poate ceapa un pic mai mărunt, dar... E asta okay. Este. O să o simți un pic mai mult, mai crunchy. Nu cred că e crunchy, că s-a gătit destul de mult, s-a făcut. Dar având în vedere că nu punem orez, poate fi un pic mai e multă mai bine ceapă. Fără orez. Exact. La gust. Mersi, Isa, de ajutor. Plăcere. Acum o să-l mai lăsăm un pic și când termin și eu treaba,
O să facem sarmăluțele. Ne apucăm să le împachetăm, doar dacă vrei tu cu Seba să vă apucați înainte. Da, de ce nu? Doar să ne faci un exemplu, să știu exact cum trebuie să fac. Exact, da. Oricum, le mai lăsăm un pic să stea, să se pătrundă aromele cum trebuie și după aia ne apucăm de împachetat. Isa m-a ajutat aici și am pregătit frontul de lucru, nu? Uh-huh. Avem aici amestecul de carne, varza întreagă, oala în care o să punem și avem și varza tocată, care o să mai punem între straturi și sigur o să ne mai rămână și din varza aia să mai tocăm nervurile și așa. Deci, ce facem? Trebuie să, mai întâi trebuie să tăiem varza în două și apoi o să desfacem foile. Varza am pus-o într-un bol pentru că încă mai lasă zeamă și nu vrem să facem aici prea multă udătură. Stai să vedem dacă putem să o să tăiem așa în două. Pentru că pare a fi destul de mare și foile vor fi suficiente și oricum mai avem un borcan la nevoie. Și o să-l curăț aici așa cotorul, care mie îmi plăcea să-l mănânc chiar și de la varza crudă. Și uite, te vezi așa, chiar o să tai în două, încă o dată. Deci avem aici sferturi. Și le avem desfăcute. O să punem o parte la loc și păstrăm aici doar câteva. O să ne punem un șervet de hârtie aici să nu curgă pe noi zeamă. Să ridicăm tocătorul. Și acum, deci trebuie să iei cam așa o să fie de mare. Nu trebuie să fie foarte mare sarmalele, dar nici micuțe. Luăm cam atât, punem aici și rulăm, iar la sfârșit încercăm să băgăm capetele înăuntru sau măcar să le... Uite, perfect arată, asta e dimensiunea bună. Mai întâi o să pun niște varză murată din asta pe mijlocul, pe fundul oalei, în care o să le fierbem. Noi le fierbem în oală și apoi, înainte să le mâncăm, când mâncăm, scoatem câteva și le punem într-un vas și le băgăm la cuptor. Cam așa. Și acum o să începem să le aranjăm. Deci cam uite, cum e asta, este prea mare, așa că o să o tai în două. Și o să vedem, dacă este compoziție prea multă, putem să mai facem o oală sau, mă rog, dacă avem frunze destule. Dacă nu, compoziția putem să o băgăm la congelator și să o scoatem altă dată. Dar cred eu că, iar cum e asta, spre exemplu, uite, putem să cârpim așa din două frunze și facem o sărmăluță un pic mai mică. Uite, vezi? Au fost două foi un pic mai micuțe și stau foarte bine împreună. Deci nu-i problemă. Spor la treabă, Isa, e rândul tău acum. Deci uite, aici la foaia asta trebuie să tăiem așa pe lângă nervură. Am scos o foaie și încă una în partea cealaltă, iar asta o să o păstrăm și o să o mâncăm. Ori o mâncăm, ori o tocăm. Uite, sau asta este prea mare. Deci poți să o tai în două. Da, vezi? Și acum continuăm să rulăm. Dacă am luat prea puțin, pot să mai adaug. Cam asta e cantitatea, zic eu. Miroase foarte bine compoziția. Oricum, simți și tu? Da, miroase bine. Ok, hai, e rândul tău. Acum eu mă duc la treaba mea. Bine, atunci am las să fac. Nu poți să le faci pe toate. Nu chiar. Ok, hai. Bine. Vreau să vă mai arăt că am cumpărat șuncă ieri de la Epicure și o să tăiem câteva bucăți
pe care o să le punem așa printre straturile de sarmale ca să îi dea un gust de afumătură. Cred că ajung atâta. Hai încă una să fie. Să nu mă vadă Aki, că el este, e mâncarea lui preferată asta. E bună varza, nu? Hai să vedem dacă i s-a trece examenul la prima sarma pe sezonul ăsta. Wow, perfect ai luat! Bravo, foarte bine arată, nu-i așa? Ce notă îi dați? Trebuie să-i bagi un pic capetele. I-am pus. Un pic, a, așa. E deja pus. Bravo. Hai să o lăsăm la treabă, că face mai bine fără să o privim, nu-i așa? Da. Timp ce Isa face sarmalele și eu muncesc, Achilon face dodo. Da, bulină, da. A ieșit soarele și se vede frumos și am zis să vă arăt și vouă un pic. S-au mai spart norii, cum spuneam. Aici este senin. Sau mai senin. Este 3 și ceva. Și într-o oră o să apună soarele. S-a terminat de umplut prima oală mare. Am pus un pic de pasă de roșii amestecată cu apă peste și le-am pus la fiert. Acum să vedem cât or să stea. Și s-a continuat munca, nu se lasă, deși a obosit un pic. Mai avem o oală mai mică. Să terminăm varza, nu? Da. A mai rămas cam un sfert din ea și carne mai mult de atâta. S-ar putea să mai rămână. Dacă mai rămâne, o să vedem. Mai avem foi de varză la, cum se cheamă, la borcan, dacă este nevoie. Dar dacă nu, carnea tocată o folosim la altceva. Ce zici? Da. Ai obosit? Un pic, pic, pic. Mersi, Pufi. Plăcere. Și am intercalat, după cum ați văzut, șunca din aceasta, am mai tăiat pentru oala a doua. Isa a fost de un real folos, esențial, și acum mi-a zis că simte și ea acum cum e când muncești, uite cum mi s-au făcut degete de spălătoreasă. I-am spus că așa m-am născut eu și Seba, pentru că ne-am născut 2 săptămâni mai târziu de termen și pentru că am stat mai mult în lichidul amniotic, mi s-au făcut mâini de spălătoreasă. Deci, cum e? Cum a fost experiența sarmalelor? Niciodată nu te-am lăsat doar pe tine să împăturești. Până acum, ori făceam doar eu, ori m-ai ajutat și tu și Seba sau tati. Acum am făcut doar eu. Doar m-a tu. Plăcut. Ți-a plăcut? E fun să le și împărți. Ți-ai pus-o pe Carrie Cake să o urmărești? Da. Ți-a ținut companie și eu un pic și oricum era făcut amestecul, tăiată varza. Era partea ușoară ce am făcut eu. Da, a fost ușoară, dar fizic este poate partea cea mai grea, că stai într-un loc în picioare. Da, adevărat. Bravo, mersi mult. Arătăm și oalele. Asta este oala mare și asta este oala cealaltă. Ne-a mai rămas carne tocată, dar varza mare de la butoi s-a terminat și am zis că nu mai deschidem un borcan cu frunze și am băgat în congelator cum se cheamă, amestecul care ne-a rămas în speranța că o să ne aducem aminte ce este în punga respectivă și poate o să facem odată câteva sarmale, probabil că ajung așa de poate nu neapărat cât oala asta, dar pe aproape. Da, un pic mai puțin. Un pic mai puțin, dar cât să mâncăm când ni se face poftă odată, nu? Și nu vrem să mai stăm să facem amestecul. Acum rămâne cozonacul. Cozonacul. Ăla de-abia aștept să mănânc. Vineri. Da.
Și poate facem, știți ca ce am făcut noi? Ce? Kirtuș colaci. Am făcut forme speciale din niște lemne pe care le-am îmbrăcat în folie de aluminiu. Sper să le mai găsim, sunt undeva prin garaj. Și cum au ieșit? Foarte, foarte. Tot la un Crăciun. Dar mi-aduc aminte, i-ai pus în grătar? Sau nu, în cuptor. În cuptor. Acum cred că vreo 2 sau 3 Crăciunuri. La cozonac. Da. Mai întâi facem cozonac și în vacanță o să facem mulți, și chirtuși. Mulți ca să mănânc mulți și eu. Da, sperăm că v-am făcut poftă. Nu știu dacă voi v-ați făcut deja sarmalele. Dacă nu, vă urăm succes. Și, nu au pe mine ca să le ajut. Nu, da, dar poate că se inspiră așa cum ți-ai pus muzica, ai devenit zen, poate că altcineva le face, cum se cheamă, amestecul, da. Ca să nu fie o singură, doar o persoană care face de la început la sfârșit, că atunci într-adevăr devine obositor. Da. Măcar să mai varieze sau măcar să mai aibă ajutor la diverse etape. O persoană 20 minute, cealaltă 20. Exact, sau împreună. Sau împreună. Și atunci timpul se scurtează. Da. Da. După muncă vine și răsplata, exact. Nu? A venit Costin cu cadou primit de la elevele lui, nu? În da. Semn de recunoștință. Da. Și Isa tot timpul are plăcerea să deschidă și pachetele când comandăm de la Amazon sau din altă parte, ea le deschide, e plăcerea ei să facă unboxing. Și de data asta îl facem pe cameră, nu? Da. Sper să nu primești vreun cadou compromițător. Nu. Prima chestie e panetone. Wow, de la Milano. Mă rog. Să-l gustăm diseară. Tot ziceai că de-abia aștept să mâncăm cozonac, să facem cozonac. Are și un card, tati, dar nu-l citim. Ce scrie? Foarte frumos. Spune că îți urez Crăciun fericit. Și au semnat toate elevele. Oh, ce frumos, foarte mesaje frumoase. Oh, oh. Din Portugalia. Oh, cu un cocoș. Foarte frumos. Știe că ai fost în Portugalia în vacanță, nu? Da, știe. A, da, știe? Și... Wow, oh, de la Tim Hortons. Dacă nu știți cine este Tim Hortons, trebuie să mergeți pe canal, că am filmat la un moment dat de acolo. El ca atare este un fost jucător de hockey. De hockey și care a deschis un lanț de mă rog, nu știu dacă să zic fast food, dar se găsesc gogoși e ca un McDonald's, doar, da. Doar în Canada. Da, nu e doar în Canada. E și în America? Nu știu dacă de America, cred că este, dar este și în Dubai și în Anglia. Da, mă rog, mulți spun, trebuie să mergi să încerci cafea de la Tim Hortons. Măcar mă rog. Să încerci Timbits, care e specificul lor. Exact, care sunt gogoșele micuțe, doar așa. Doar partea rotundă și au flavor, cum zici? Da, cu arome diferite. Da, gogoșile sunt bune să mănânci din când în când. Și Costin vrea să vă facă unboxing la cutia lui de vinuri. Asta nu-i primită, dacă ea se și pricepe. Nu este primită cadou. Ți-ai făcut-o singur cadou. Da, Montreal cadou. Rioja. Din California. Da. Din California. Ce scrie California? Din Portugalia. Denominación calificada. De origen. Spania, scuze. Credeam că scria California. Scrie calificada. Da. Din Spania. Oh, dar numai etichetele și foarte sunt... Foarte frumos, așa. Exact, Anciano. Se beau etichetele, exact. Asta, păi Isa și cu mine când așa mergem... Așa alegem noi. A, bine, avem și programul așa ăla, dar prima oară mă uit la eticheta. Asta este un foarte bun Malbec din 2018, Argentina. Din Argentina. Alamos. Și vă arăt că am luat 400 la fel, că mai sunt restul toate la fel. Sunt... Petit Chenin Blanc. Este un vin Ken care Forrester. O să-l gust și asta de unde Seba. E? Asta, dacă nu mă înșel, este din Africa de Sud. Trebuie să-l ții mai drept, că bate lumina și nu se vadă nimic. Africa de Sud este asta. Și invers, să vedem eticheta. Da, uite aici, ca să vadă eticheta. Ca să n-am gustat și vreau să... E de anul ăsta. De anul ăsta este, da. Și prețurile? Între? Acolo, la 20 de dolari aproximativ. Sticla asta a fost mai ieftin, mi se pare a fost 10-11 dolari, vinul alb. Și vinul roșu între 20 și 25, cam așa de dolari de sticla de vin. Și oricum, ăsta, singurul care nu l-am băut este cel de aici,
Și cel de aici, spaniolul și... Singurul și mai... și nici ăla nu l-ai. De fapt, e singurul care l-ai băut. Dar simt că la mult este cel de aici. Și ăsta da, o să de la elevă să vedem, cel din Portugalia. Cred că e luat de la Costco, dacă nu mă înșel, și produsele luate de la Costco, tot ce este aici, ca să știți. Da. Da? Am aranjat în sac astăzi cadourile pentru Crăciun și mi-am dat seama că pentru Aki nu aveam nimic pus, așa că împreună cu Costin mergem acum la un magazin specializat să alegem și pentru el ceva frumos. Așa că vă arătăm și vouă, nu? Da. Am făcut și aici bradul cu jucării pentru căței și un moș cățel, tot felul de trituri. Dar mergem să ne uităm la niște jucării. Și unde a dispărut Costin? Da, Costin s-a dus să ia un os, mă rog, e un os din... din ce e făcut? De colagen stick de asta. Ok. Și un bif. Ok, hai să ne mai uităm și la o jucărie ceva, nu? Da. Colagenul e pentru noi, ca să ne bucure capul. Da. Se joacă și jucărie... Jucărie e pentru el. Să se simtă bine, nu? Da. Să vedem, găsim ceva interesant. Ceva care să țină mai mult de o zi. Da, asta o are parcă sau ceva asemănător, chestiile astea, asta are deja, uite, asta a avut ceva asemănător. Și păi și ăla l-a avut. Și au fost într-adevăr mai rezistente chestii care le roade. Asta este 27 de dolari, ăla de minții. Ăla de sus cât e, e la fel. Chestiile astea, deci cum e asta, spre exemplu, la el nu țin. Deci în câteva ore gata. A făcut o franjuri. Alea sunt ca să pui trituri în ele, cred. Chestii din astea mai are, tot așa cu noduri și cu cum se cheamă, sfoară mai tare. Asta îi placă, le mușcă și uite și din asta. Asta are una de pe vremea lui Sasha, da, pe bleu, da. Pe care a rămas pe afară, pe undeva, în grădină. Uite și așa ceva a avut, până când a început da, să da. Se desfacă așa. Aici e secțiunea cu perne, dar cum el doarme în pat și pe canapea, nu prea are nevoie. Am câștigat la magazinul ăsta o pernă în genul ăsta, dar la el nu prea a rezistat. Aveau la casă un bol plin cu niște găini de cauciuc și trebuia să ghicești câte sunt acolo și eu am ghicit și ne-au sunat după aia, mai ții minte. 50 de valoare de 50 de dolari. Puteam să ne alegem produse dintr-o anumită marcă. Uite, și popică din aia i-am luat și a fost rezistentă și cu minge. Uite, dacă vrei să mai luăm asta, e tot în stilul ăla. Da, e bine aia. Ca un ou. Se bage în sub brad. Și are și o minge din asta el. Uite, sau chestia asta, pare. Crezi că e mai... Uite, găinile astea erau puse în bol. Da, e aici sus ăsta. Chestia asta? A, nu, e că se simte materialul, că nu e super. Vezi, la ăsta se simte că e tare, e un cauciuc. Uite, ăsta, spre exemplu, nu l-ar... Toate astea care țiuie și care, alea care sunt umplute, alea are o plăcere să le... moaie materialul și după aia să scoată umplutura din ele. Uite aici ce buștean. E prea mare pentru el, că n-are gura așa de mare. Nu că nu i-ar face față în timp, dar cred că s-ar enerva. Uite și aici are niște bețe de ros.
asta am găsit până acum. Chestii de ros, de mâncat, adică. A fost cât? $25, nu? Tot ce i-am adunat. Și cât am umblat aici la magazinul de animale, am dat comandă la takeaway aici, nu? Să luăm niște calamari. Da, calamari. Și mergem acum să vedem, să sperăm că sunt gata. Aki, hai la calendarul de advent, da? Ziua 22, Aki Lon, da? Bravo, Aki! Cum face Aki? Sit? Sit! Pa! Bravo, Aki! Mai departe... Sunt din ce în ce mai goale, nu? Mai sunt doar două. Adică 23 și 24. Aici e 24, aici e 23. Ce face Aki? Te neci? Ne grăbim pentru că am adus calamarii, după cum vă spuneam mai devreme. Și, dar Isa deja, exact, Isa deja scosese calendarele pe masă și am zis să filmăm repede, repede, înainte. 23 e sus, 24 e în colț jos, numai 22 nu este. Uite aici! Oh, wow! A, e mare! Ia să vedem. Mai mare decât înainte. Se pregătește din ce în ce mai mare. E o biluță, nu? A, nu, ia ce asta. A, e doar înainte. Un pic. Am crezut că e toată, tot semnul ăsta. Ăsta e... A, uite, 23 e aici alături. Da, e aceeași chestie, da. Știu. Ok, hai să vedem. Foarte frumos. Unde l-ai pus? Aici, dă-mi coace. Ceai? Ceai, ia să vedem. 22, ce aromă are. Uite, jos de tot. O să ne lipsească rutina Chanson. Asta. Grog de Réveillon. Réveillon. Grog. Nu știu ce e. E o băutură. Stai să vezi. Că am reușit. Miroase frumos, n-aș putea să zic acea nume. Da. Ia să vedem matcha tu de care ai. Honey. Miere. Miere sălbatică. Wild Poți honey. Poți fi și mai dulce. Să vedem. Exact. Aici parcă 22 era sus sau era 23? Nu mai țin minte, ia să mă uit eu la asta până dar deschis nu, tu. Că, nu, ca să fie deja pregătit. Nu-l deschid. Nu e aici, e jos de tot. Așa e când te grăbești, nu? E exact ultimul. E ceva mare. Ia să vedem. Și un din ăsta care poți să le desfaci. Da, poate că poți să desfaci ca să fie aici pe lateral, să arate da. Oameni în casă sau chestii din astea. Hai. Cine e doamnă cu un cadou. Ce scrie? Love yourself with the streets, now share those feel-good vibes with the ones you love. Ah, frumos. Deci asta e ceva pentru tine, dar să împărtășești good vibes. Wow, ce frumos arată. Îmi place. E cafea da, sau ce e nu, asta? Nu, e shea. Ah, shea, ok. Body lotion. Cool. Pentru piele uscată. Super. E bună e iarna, cum ai zis, da. Ia lasă astea afară să vedem cum arată. Că mi se pare că și la primul era ceva. Dar nu se arate că trebuie să pui capacul aici. Ei, păi nu, înainte. Așa. E diferit de parfumel. Nu-l băga la loc, că trebuie dar să-i pui asta la loc. E un parfumel. Miroase frumos, uite, și înăuntru. Da. Asta îmi place mie, wood sage and sea salt. Wow, super. Ia să dăm un pic așa în aer. Pun pe mine că nu am pus nimic. Ai dat aici. Da, miroase plăcut. Mie îmi place mult. Bravo. Le adăugăm la listă și vedem la sfârșit cum le împărțim. Asta e recolta de astăzi. Deci, ce ai spus, wood sage și sea salt, sare de
mare. Mare și pentru loțiune de corp, grog de revelion, bombonerele și macea de miere sălbatică. Bună recolta de astăzi! Cam fiecare zi de altfel. Nu cred că a fost zi în care să nu ne placă ce am descoperit. Exact. Așa arată calamarii comandați și pentru că Isa nu vrea să mănânce, altcineva i-a luat locul la masă. Poftă bună! Poftă mă rog, bună. Asta e o completare, că ne-a fost poftă. Și pe fundal se aud sarmalele, cum fierb în continuare. Sperăm că v-a plăcut și vlogmasul de astăzi. Până mâine vă spunem la revedere! La revedere! Ciao! Pa. Cum spui Aki? Aki! Ciao!